Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Bună seara! Sărbuna, Gabriela! Îmi pare bine, Gabriela Niță din Ploiești sunt. Felicitări! Ce? Spagatul! Mi-am adus aminte spagatul! Mi-am amintit spagatul, doamnă! Păi dacă treceți mai departe, ce mai... Stai, ce vreau să mai facă ceva, nu? Ce vreți să faceți? Poți să mă descalz? Da! Vă rog! Incredibil! Incredibil, așa ce... Din păcate nu mă ajută ținuta. Astăzi nu vă ajută. Ce mai faceți? Foarte bine, am venit să vă încânt de data aceasta cu un banc, din nou cu un banc, pentru cine nu mă cunoaște. Eu. Eu. Da, amândoi. Da, dar te cunoșteai, eu știam pe doamnă. Atât că era entuziasmat, așa, ia să vedem ce. Da. Hai să vedem. Bun. Gabriela Niță se întoarce. Acest Terminator 18 vine din nou la Umor cu aceeași idee lugubră, dar cu aceeași jovialitate, cu aceeași căldură. Vai, ce mă bucur să mă revăd! Da! M41. O femeie coconoasă le povestea celor doi slujitori ai ei, pe nume Gaspar și Horațiu, cum a încercat să fure niște cățeluși dintr-un conac. A intrat în conac și a luat primul cățel mititel, cât un peticel, ce avea 100 de peticele negre pe el, cu un peticel mic negru pe peticica lui de codiță, care stătea pe un peticel pe un covoraș cu 4 peticele de culoare, galben, verde, roșu și albastru. Ta-na! Ce-a fost asta? Gaspar o întreabă: și l-ai luat? Da, l-am luat, bineînțeles că l-am luat. L-am luat. Și apoi am intrat iar în conac și am luat cel de-al doilea cățel, care avea și el un peticel, ce avea 100 de peticele negre pe el și un peticel mic negru pe peticica lui de codiță, care stătea pe un peticel de covoraș cu 4 peticele de culoare. Aia zic. Până aici ați înțeles tot? Bineînțeles, am luat doi cățeluri. Și apoi... ce-ai făcut? Întreabă Horațiu. Păi am intrat și am luat cel de-al treilea cățel, care avea și el, bineînțeles, un peticel mic pe el, 100 de peticele negre pe el, cu un peticel mic negru pe peticica lui de codiță, care se dea pe un peticel de covoraș, 4 peticele de culoare, verde, galben, roșu și albastru. Și l-ai luat, bineînțeles că l-am luat. Și ce-ai făcut? Am luat cel de-al patrulea cățel, care avea și el un peticel mic, verde, galben, roșu și albastru. Și ce-a făcut cu el? L-a luat. Câte peticele erau până acum? Ia. Hai mă să vedem care e... Câte schepsis. Peticele sunt până acum? 4 ori 16 peticele, câți? Aproape 64 de peticele. Fiecare cățel avea 100 de peticele negre, iar pe codiță mai avea o peticică neagră. 101. Ce se dea pe un covoraș cu 4 și petice. Petice, nu peticele. Un petic de covoraș cu 4 petice verde, galben, roșu și albastru. Nu că am reținut. Nu pot să spun eu pe doamna Gabriela Niță, mi-a luat toată ziua să o scot din cap. Și încă o aud așa. 100 de pete. 100 de păcuțe. Și-am mai luat și al câtelea cățel? Al șaselea. Al șaselea cățel, corect, ai câștigat. Tot omul nu ți-i pat la mine. Scurs din Antalya, bravo. Bun. Deci mă nebunește dacă mai zice că am mai luat unul. Am apreciat până la un punct. Până la 7 căței. Și apoi am luat următorul cățel. Nu cred că era 101 de almațien. Că nu mai am nervi să... Ba da. Da? Ea avea 101 de almațien. Era un banc. Era un banc. Și a relata asta în continuu. Nu. Continuați, iertați-mă. Mulțumesc. Ce drag. Și am luat și cel de-al șaptelea cățel. Verde, galben, roșu și albastru. Doamne, ce trebuie să facem, ce trebuie să vă dorim, cum să vă mituim ca să nu mai veniți? Că ne dor și gândurile.
După aia ce am făcut? Am intrat și am luat și al câtelea cățel? Al 11-lea. Al 11-lea cățel, foarte bine. Ce cățea eroină. Mamă, băiatule, după emisiunea asta îmi puneți cămașa. Fai de capul meu, psihiatru. Vreau să o uit. Vreau să uit. Nu, mă, nu. Verde. Tășu și albastru. Care stătea pe un peticel care avea 100 era un peticel de cățel cu 100 de peticele negre. Un covoraș cu 4 peticele. Era cât un peticel care avea 100 de peticele negre pe el și un peticel mic negru pe peticel care stătea pe un peticel de covoraș. Nu, nu, deci pe mine mi-a sub tânărgele cu iar casc, iar casc. Poșul de cățelul și ei luat, i-am luat! Și am intrat și am luat cel de-al 14. Ne ducem la capătul răbdării sau care e ideea? Că nu, mai, nu mi-am inte, sunt în vârstă. Mergem până la 20 de numere și ne oprim? O, Doamne, cine duce 20 de... A, duce de... Eu zic să mai ziceți până învăț. Și am intrat și l-am luat și pe cel de-al 16-lea. Cățel, bineînțeles, care era și el mititel. Și avea era și el o pat, o peticică cu 100 de pete peticic. Negre, peticele negre. Da, pe o peticică lui de codiță cu o peticică pe să. Ia mama dragostei. Mam. Și ce ai făcut? L-am luat, bineînțeles. Și am intrat și l-am luat pe cel de-al 17-lea cățel, care cum era? Viu. Titel. No. Hai să vedem cât duce Natanticu până ajunge la Bălăceanca. L-a luat, dar unde îi pune? Îi pune pe alt covoraș. Îi bagă în dubă. Ce rasă erau câini? Dalmațieni. Da, mititei. Corect. Întrebarea de bază este, cine este femeia? Cruela. Era o cita aia de Cruela. 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 Asta era aici a treia? Da. Hai să votăm repede ca să pleci. Nu, nu, nu. Trebuie să aibă ceva un sens. Toată construcția și toată... Tot exercițiul ăla de răbdare trebuie să ducă undeva. Există un punct culminant. Asta era Cruela. Aici, da. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.